Studenții și rezidenții Universității de Medicină și Farmacie din Craiova vor putea face practică într-un centru special. Astăzi, în cadrul ședinței Consiliului Județean Dolj, aleșii au votat pentru ca universitatea să primească un teren de 1760 de metri pătrați, unde se va ridica centrul de simulare pentru dobândirea abilităților clinice. Acesta se va construi în curtea Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova. Lucrările vor trebui demarate în maximum 3 ani, altfel, în caz contrar, Universitatea de Medicină și Farmacie din Bănie va pierde dreptul de administrare a terenului, care valorează peste 1,3 milioane de lei. E vorba de un teren pe care noi l-am descongestionat, să spunem așa. Era o clădire veche, funcționase la un moment dat cămin de rezidenți. L-am demolat, l-am adus la o stare ok și tot UMF-ul îi dăm în administrare, bineînțeles cu clauze, să poată face un centru de practică pentru studenți, un simulator. Ce simulat exact. Acum mai greu ajungi în spital să stai, să asisti la operație cu tot ce înseamnă COVID-ul și au finanțarea necesară. Și bineînțeles e cu clauze, dar cu câțiva ani nu se face, se face la Consiliul Județean.